În numele Lui Dumnezeu cel milostiv îndurător, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah, Muhammed Rasulallah. Mărturisesc că nu există altă divinitate în afară de Allah, iar Muhammed este robul și trimisul Lui. Assalamu alaikum, pacea asupra voastră. Aș vrea să vă spun un hadis, este ca o povestioară și am să vă spun un pic mai pe scurt. La un moment dat, seara la foc, companionii, sau un grup de companioni, stăteau și discutau despre unele și altele. Într-un moment al acestei discuții a apărut o controversă. Unii susțineau așa, alții susțineau așa. Și au început să se înfierbânte discuțiile. După câteva clipe, după un timp, s-a apropiat profetul Mohamed, pacea să fie asupra lui, de acest grup. Companionii când l-au văzut, tovarășii când l-au văzut, primii musulmani, este vorba despre primii musulmani, când l-au văzut, au spus, o, Rasulallah, trimisa lui Dumnezeu. Uite, ei spun așa, noi spunem așa. Iar profetul Mohamed, în înțelepciunea lui, în îndăruita înțelepciune a lui de la unul Dumnezeu, le-a spus, lăsați deoparte ceea ce vă desparte și luați ceea ce vă unește. Lăsați deoparte ceea ce vă desparte și luați ceea ce vă unește. Un sfat simplu și extraordinar, de o profunzime și de o tărie înfiorătoare, dacă stăm să-l analizăm. Deci, între companioni a existat o discuție care a ajuns chiar înfierbântată. Iar profetul lumilor, pacea să fie asupra lui, a rezolvat-o atât de simplu. În ziua de astăzi, musulmanii, nu știu, au un milion de modalități de a se dezbina. Au un milion unu modalități de a găsi motive de ceartă. Au un milion două modalități de a continua o ceartă. Există acum și atât de multe mijloace prin care se poate comunica. Telefonul, internetul, țap-țap, lap-țap, nu știu, nu sunt eu chiar cel mai bine pus la punct. Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, nu știu, toate prostiile astea. Deci există atât de multe modalități de a comunica. Iar la toate aceste modalități de a comunica, ori o mie musulmani găsesc o variantă să se certe. Dacă cineva scrie ceva, există altcineva care imediat sare să-l înjure, sare să-l înjunghie, sare să spună că e urât, că e negru în cerul gurii. Bineînțeles că nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea. Nu! Doar pentru că vrea să fie gigă contra. Nu știu, și închipe cineva, dacă eu spun că celul e albastru și el vine și spune, nu, că nu e albastru, este un blusiel de fapt. Și de aici începem să ne certăm, ajungem la lucruri râde. Pentru ce? Fraților, am înnebunit? Asta e important, că e blu sau e albastru deschis? E blu și el, albastru deschis? Chiar dacă aș spune, e negru și altul spune, nu, că e galben. Bă, care e problema? Asta au ajuns să ne despartă? Tot timpul se găsesc motive de ceartă. Ăla-i Shia, ăla-i Sunni, ăla-i Tuți, ăla-i Sufi, ăla-i Lurgu. Băi! Gata! Ajunge! Pentru ce atâta spectacol? Pentru ce atâta ceartă? Nu vreau să vă învăț nimic. Eu vreau doar să vă reamintesc de ceva. Dacă ajută la ceva, alhamdulillah. Dacă nu ajută la ceva, alhamdulillah.
Dar asta nu înseamnă că trebuie să găsiți motive să vă certați între voi în permanență. Asta înseamnă divizare. Asta înseamnă împărțeală. Asta înseamnă dispariția comunităților. Asta înseamnă oile care le mănâncă lupii. Frații mei, surorile mele, nu există motiv în lumea asta să-i despartă pe oamenii cu adevărată credință. Pentru că avem cel mai important motiv ca să fim uniți. La ilaha illallah este cel mai important motiv al lumii ăstea. Este mesajul care l-au adus toți profeții. Este mesajul care de la Adam și până la Muhammed, pacea și mântuirea să fie asupra tuturor. A venit pentru noi și a existat. Noi îl dăm deoparte pentru simplu motiv că în colțul cărții era o dungă galbenă și la altul era o dungă mai puțin galbenă. Urmați-mă pe mine și pe trimisul meu, spune Dumnezeu în Sfântul Coran. Oare asta facem noi când ne divizăm? Sau de fapt care este scopul acestor oameni? Care vor doar să divizeze oamenii sau care vor să conducă oamenii? Cred că ne îndepărtăm un picuț de esență. Iar esența este, mă repet, la ilaha illallah. Nu există altă divinitate în afară de Dumnezeu. Dacă acest lucru nu ne poate uni, atunci să știți că nimic nu ne mai poate uni. Dacă acest lucru minunat nu poate să ne strângă împreună, atunci gândiți-vă că se descași și oaia pierdută în pădure pe care, cu siguranță, are să o mănânce lupii. Și dacă scapă de lupi, o mănâncă ursul. Și dacă nici lupul, nici ursul nu mănâncă, o fac frigăruie bagabonzii care răduiesc prin păduri. Sper că nu v-am supărat. Am avut o mică răbufnire pentru că mă doare când văd cum musulmanii găsesc atâtea motive să se certe, găsesc atâtea motive să se dezbine. Nu uitați, aveți cel mai important motiv al lumii ca să fiți împreună. Assalamu alaikum, pacea asupra voastră.